Profit de oportunitatea oferită de editura Herald pentru a vă prezenta astăzi o carte necesară tuturor bărbaților, aș spune eu. Este vorba despre misiunea interioară a bărbatului ghid practic ce te va ajuta să-ți înfrunți partea întunecată, să pui capăt autosabotării și să-ți descoperi libertatea. O carte scrisă de Connor Beaton, un autor care a reușit în această carte să îmbine atât povestea sa, care este foarte interesantă, pentru că vine dintr-o traumă, dintr-o relație cu propriul tată deficitară, continuând cu structura acestei cărți, pentru că această experiență timpurie în care masculinul a lipsit din viața lui Connor a făcut ca să pornească el însuși pe calea redescoperirii și regăsirii esenței lui masculine. Și cartea, practic, este povestea, transcrierea poveștii sale și devenirii într-o, să spunem, călătoria terapeutică, pentru că asta l-a făcut. Această traumă l-a făcut pe Connor Beaton să devină el însuși, să-și caute propriile răspunsuri și să devină el însuși terapeut și, să spunem, creatorul unei alianțe Mentox, în care sprijină în acest demers pe oricare bărbat dorește să facă această călătorie interioară și exterioară. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la această carte, pentru că la rândul meu facilitez un grup de suport pentru bărbați în Iași, a fost ultima parte în care, după ce ne trece prin diverse liste de exerciții practice și ne provoacă să ne gândim la relația cu tatăl nostru, la toate traumele, la modalitatea prin care noi ne facem că nu ne uităm la aceste traume. Și prin asta continuăm să rămânem răniți ca și bărbați. Mi-a plăcut faptul că, și o să, cu permisiunea voastră, chiar o să vă și citesc, acest epilog m-a atras foarte tare pentru că cumva m-am regăsit foarte mult în acest vis, în această dorință a autorului pe care o am și eu. Și mai exact, crearea unei alianțe a bărbaților. Connor Beaton spune că o alianță e definită ca o uniune sau o asociație formată pentru beneficii reciproce și el a construit alianța Mentox în vederea acestui scop unic, să fie un beneficiu reciproc pentru toți bărbații care sunt dispuși să se implice în conversații directe, deschise și orientate spre creștere personală. Și provocarea lui, ce vă spuneam că mi-a plăcut, provocarea lui a fost să ne dezvoltăm propria alianță, fie cu bărbații din viața noastră, fie prin intermediul alianței pe care a construit-o el. Și subliniez, să spunem, și să-i fac curioși pe potențialii cititori și cumpărători ai acestei cărți, mă refer la bărbați, în care el spune, răspunsul meu este simplu, du-te acolo unde bărbatul care vrei să devii și ar petrece timpul și alături unor grupuri de bărbați care se zidesc pe înșiși în modul pe care ți l-ai asumat. Poate că acel bărbat se află la sala de sport, într-un grup de afaceri mastermind, într-un grup precum Alianța Mentox sau la un weekend dedicat bărbaților. Poate că el construiește ceva la care poți contribui sau din care poți învăța. Ar putea fi un workshop specific, o retragere, un retreat, o afacere sau un forum financiar, fi direct cu privire la intențiile sale. De exemplu, asociația Mentox este menită să-ți ofere un loc în care te poți înconjura de bărbați care gândesc la fel ca tine, care întreprind aceeași lucrare interioare și se perfecționează ca tați, parteneri și lideri. Poate că intenția ta este să construiești relații semnificative și mai profunde cu bărbații din viața ta sau, cel puțin, să încetezi, să mai minți, să le spui adevărul bărbaților cu care ești deja prieten. Vezi dacă aceștia sunt dispuși să se angajeze de tine alături în acest plan. Cred că a fost suficient acest fragment pentru a încuraja bărbații să citească, să cumpere, să citească această carte și mai ales să caute compania altor bărbați.
organizați în grupuri de suport, de ce nu, și să se alăture lor în această călătorie, să o facă împreună, pentru că vindecarea stă în puterea noastră și se poate întâmpla mult mai bine dacă în această călătorie suntem însoțiți de cei asemenea nouă.